Secția de împrumut pentru copii a Bibliotecii Județene Nicolae Iorga este gazda mai multor activități pentru cei mici, alături de voluntari și scriitori. În această săptămână avem lunea, atelier de povești, citim împreună cu scriitoarea Emilia Petrescu, de la ora 14 până la ora 15. Marțea avem șah, de la ora 17 până la 18:30. Miercurea, limba engleză, de la 15 la 16. Joia, artă și comunicare, tot cu Emilia Petrescu, de la 14 la 15. Lecturi terapeutice, tot joia, de la 17 la 18:30. Vinerea avem un atelier, istoria altfel, împreună cu profesoara Călin Elena, de la 10 la 11. Și avem atelier de robotică, de la 15 la 16. Asta în cursul săptămânii de școală. Atelierele au luat naștere în urmă cu 8 ani și sunt continuate anual din septembrie până în iunie. Acest proiect a început acum 8 ani, mai bine zis, cu un nou director pe care îl avem, care este un director plin de inițiativă, cu multă energie, cu foarte tânără și care ne-a propus să venim cu alte idei în afară de împrumutul pe care îl facem oricum, împrumutul pentru copii, fiind o secție de împrumut. În total, peste 100 de copii din clasele 1-4 sunt înscriși la aceste activități. De regulă, copiii sunt înscriși, sunt cititorii noștri, lucrăm cu cititorii noștri, dar pentru aceste cursuri, în jur, cred că de vreo 100-120 de copii care vin în cursul anului școlar. În cursul vacanțelor, să știți că vin mai mulți, mult mai mulți. Cei mici au venit cu ideile pentru aceste ateliere, iar în fiecare an apar noi sugestii. Atelierele au venit din inițiativa copiilor? La început, da. Adică vin profesorii după ce le prezentăm biblioteca, le prezentăm secția, le prezentăm activitățile noastre, pe urmă ei vin cu alte propuneri. N-ați vrea să... Ce ziceți dacă o oră de dirigenție am aduce-o în bibliotecă, așa, dacă ne puteți primi și găzdui. Biblioteca Județeană Nicolae Iorga organizează ateliere și pe timpul vacanței de vară.